Cu toții avem accidente minore pe timp de iarnă, de exemplu atunci când alunecăm și cădem pe gheață. Este de obicei enervant, dar nu este nimic comparativ cu omul care a supraviețuit de unul singur în urma a două avalanșe. Aceasta este povestea de necrezut a lui Ken Jones, un excursionist britanic care făcea o drumeție pe Alpii Transilvaneni sau Carpații Meridionali, așa cum sunt denumiți de noi românii, și a avut de-a face cu unul dintre cele mai rapide și mortale dezastre naturale de două ori. Excursia lui Jones s-a transformat într-un coșmar pe care cei mai mulți oameni nici măcar nu-și-l pot imagina. Înghețat în mijlocul furtunii pe munte, îngropat sub zăpadă cu oasele rupte și cel mai rău dintre toate complet singur, Jones s-a trezit înfruntând cele mai nefavorabile și ciudate fenomene ale naturii pentru a supraviețui. Deci, ce a făcut? Ken Jones a fost un student în vârstă de 26 de ani, specializat în științe politice la Universitatea din Manchester. El avea o natură aventuroasă, probabil rezultată din perioada petrecută în armata Marii Britanii. Nu era ceva neobișnuit pentru el atunci când s-a aventurat de unul singur pe vârful moldoveanu din Munții Făgăraș, cel mai înalt vârf muntos din România cu o altitudine de 2544 de metri. Jones s-a aventurat în țara noastră în jurul anului nou și a început să se cațere într-o dimineață rece pe data de 3 ianuarie 2003. Cu toate că până la vârful moldoveanu se găsesc trasee montane foarte frecventate de alpiniști pe timpul verii, iarna acel loc este părăsit din cauza stratului gros de zăpadă, gheții și condițiilor dure în general. Totuși, din moment ce lui Jones îi lipseau zilele petrecute în armată, el a vrut să realizeze această provocare solitară pentru a simți din nou acel sentiment de aventură. El s-a gândit că experiența sa de 4 ani ca parașutist și 2 ani ca soldat în forțele speciale îl va ajuta să ajungă în vârful moldoveanu cu succes. Primele ore pe munte au fost ușoare, Jones s-a cățărat din ce în ce mai sus într-un ritm foarte bun până când vremea s-a schimbat obstrucționând vizibilitatea, iar un strat gros de zăpadă l-a încetinit mult. Pe măsură ce se apropia de vârf, au început ninsorile abundente, iar cerul a devenit negru. Atunci Jones a decis că vremea este prea rea pentru a continua și s-a decis să coboare, hotărându-se să ajungă în vârf următoarea zi. În acel moment, el a simțit un ușor tremur în zăpada de sub picioarele sale, combinat cu un zgomot neobișnuit care l-a speriat de moarte, având încă un motiv în plus să se grăbească. Pe măsură ce John scobora, la doar câteva minute, el a auzit același sunet ciudat, doar că de această dată mai puternic. Acum era inconfundabil un zgomot cu care Jones era familiar mulțumită pregătirei militare din munți pe timp de iarnă. Era sunetul zăpezii căzute recent ce punea greutate pe stratul de gheață de dedesubt, creând condiții periculoase. Brusc, Jones a oprit în loc atunci când sunetul răsuna zgomotos, de această dată foarte aproape de poziția lui. Suna de parcă întregul munte trosnea sub propria greutate. Îngrijorat de ceea ce bănuia că urma să se întâmple, John s-a aruncat la pământ și s-a lăsat purtat de zăpadă, ca atunci când folosești sania la derdeluși, doar că el își punea propria geacă să alunece în jos la vale. Atunci când a ajuns la pădure, s-a ridicat și a încercat să găsească adăpost, dar în acel moment a auzit un sunet de care s-a temut cel mai mult, un zgomot puternic care semnala începutul unei avalanșe, ca o pognitură de bici, doar că de 100 de ori mai puternic. Cu doar câteva căi de scăpare, John s-a fugit prin pădure în timp ce adrenalina îi creștea în vene. El spera că pâlcul de copaci va devia zăpada și îl va proteja de avalanșa destructivă. El spera că pâlcul mare de copaci va devia zăpada și îl va proteja de avalanșa destructivă. Refuzând să se uite înapoi, Jones putea auzi cum zăpada se apropia cu repeziciune. Suna de parcă toate avioanele dintr-un aeroport decolau în același timp, combinat cu sunetul copacilor care se frângeau sub forța nimicitoare a avalanșei. Aerul din jur era plin cu zăpadă care era aruncată în toate direcțiile. Zăpada îi intra în față, blocându-i vizibilitatea. Știa că se află în mijlocul acțiunii. Dintr-o dată, zgomotul pătrunzător al zăpezii se auzea și pe dealul din fața lui, însă, în mod miraculos, Jones s-a ascuns după un copac și a scăpat cu viață, fără să fie îngropat de viu pe muntele Moldoveanu. Partea cea mai rea a avalanșei nu i-a făcut niciun rău, iar copacii i-au oferit o protecție bună în fața dezastrului. Din moment ce se cunoaște faptul că avalanșele smulg păduri întregi din rădăcini cu o putere care poate distruge orașe întregi, supraviețuirea lui Jones în pădure era departe de a fi garantată. Faptul că era în viață nu era atât de extraordinar, totuși el a fost învăluit de un val imens de ușurare. A scăpat ca prin urechile acului din calea dezastrului mortal. El a continuat să coboare de pe munte, luând decizia să petreacă o noapte în sacul de dormit și să reia escaladarea muntelui următoarea dimineață, însă câteva minute mai târziu, el s-a oprit din nou. Nu îi venea să creadă ce auzea. Era ecoul crăpăturilor în jurul versanților muntelui, însoțit de aceleași bubuituri ale zăpezii pe măsură ce aluneca la vale. Pentru moment, haideți să punem pauză poveștii incredibile de supraviețuirea lui Jones și si să vedem ce cauzează avalanșele și si cât de enorme pot fi ele mai exact. Avalanșele pot fi provocate de schimbarea condițiilor meteorologice, cum ar fi o furtună recentă sau o ninsoare abundentă ce stresează straturile de zăpadă depuse ulterior sau sunt declanșate de snowmobilele oamenilor, schiori sau diverse explozii planificate care destabilizează stratul inferior de zăpadă. Viteza de deplasare a unei avalanșe este cuprinsă între 130 și 160 de km pe oră, mai rapidă decât un ghepard care atinge o viteză maximă de 120 de km pe oră fiind cel mai rapid animal de pe planetă. Cu toate că știm dimensiunea exactă a avalanșei care l-a lovit pe Jones, putem spune din descrierea lui că era o avalanșă de mărime medie spre mare, Avalanșele medii se pot întinde între 50 și 200 de metri și volumul aproximativ al zăpezii este de 1000 de metri cubi. Avalanșele mari pot varia între 610 și 915 metri, iar volumul zăpezii este de până la 10.000 de metri cubi sau de dimensiunea a 4 bazine olimpice pline cu zăpadă. Acum, haideți să ne întoarcem la Jones care are cel mai rău sentiment de deja vu pe care și-l poate imagina cineva. Fiind complet expus de această dată, Jones alergă în jos pe deal chiar dacă știa că avalanșa se mișcă prea rapid pentru a putea scăpa zăpada l-a prins din urmă, distrugând din nou totul în cale. De această dată nu va mai fi la fel de norocos ca mai devreme. Avalanșa l-a făcut să-și piardă echilibrul și s-a rostogolit necontrolat pe versant. Dintr-o dată, Jones nu mai putea simți pământul pentru că avalanșa l-a aruncat de pe o stâncă, iar Jones a plonjat 23 de metri, însă nu s-a oprit aici. Avalanșa l-a rostogolit în continuare până când l-a zdrobit de niște copaci și stânci. Pentru a ne da seama în ce situație oribilă se afla Jones, trebuie să înțelegem că rata generală de supraviețuire a victimelor unei avalanșe este strâns legată de timpul de salvare. Dacă victima unei avalanșe este găsită în primele 18 minute, șansele de supraviețuire sunt de 91%. Până acum sună bine, corect? Aceste șanse nu sună atât de rău, însă este o problemă. Dacă victima este scoasă din zăpada groasă între 19 și 35 de minute, șansele de supraviețuire scad la 34%. Halucinațiile apar dacă victima este captivă mai mult de 35 de minute în zăpada înghețată. Jones era singur, nimeni nu știa cu siguranță locația lui sau ce i s-a întâmplat. Nu avea nicio metodă de comunicare, însă cel mai rău era că femurul, osul superior al piciorului, era rupt și pelvisul era zdrobit. Cel mai apropiat oraș era la 16,5 km de În acest punct să spunem că șansele sale de supraviețuire din acea zi erau egale cu șansele de a câștiga la loterie. Când și-a recăpătat cunoștința, Jones a încercat să se ridice în poziție dreaptă, însă piciorul său stâng a cedat imediat și o durere de nedescris i-a trecut prin tot corpul. El știa că nu se putea folosi de toate membrele pentru a ajunge la cel mai apropiat loc unde să primească ajutor și ceva provizii. Sacul său de dormit, pelerina, rezervele de mâncare, rucsacul cu haine uscate, termosul și trusa de prim ajutor, toate au fost pierdute în avalanșă. El a rămas cu un briceag, un compas, două pungi mici cu rulouri de cârnați și prăjituri și un cordon de parașută, însă a avut noroc. Uitându-se în jurul său, s-a bucurat atunci când a văzut lanterna de cap. Cu dureri cumplite, Jones și-a tărât corpul în pantă pentru a recupera lanterna, găsindu-și în același timp căciula și sacul impermeabil în care era o pereche de ciorapi uscați și un litru de apă. Noaptea s-a așezat, iar Jones și-a scos ghetele când a simțit că tălpile îi sunt periculos de umflate și le-a învelit cu sacul găsit pentru a le feri de frig. El a săpat apoi o groapă în stratul superior de zăpadă pentru a-și proteja capul și mâinile, luptând cu nevoia de a dormi pentru că acest lucru i-ar fi putut provoca hipotermie și în cele din urmă moartea. Odată cu primele raze de lumină, Jones a încercat să coboare de pe munte. Știa că la vale era un pârâu de unde își putea umple sticla cu apă și pe care îl putea urma pentru a ajunge la civilizație. El s-a târât de dimineața până seara recitând zicalele și cântecele militare pe care și le putea aminti pentru a-și menține moralul sus, atunci când simțea că nu mai poate. Chiar dacă s-a mișcat întreaga zi, progresul său era unul foarte lent și si a realizat rapid că va trebui să petreacă încă o noapte afară în frig, expus și si singur. În timpul nopții treceau prin minte doar prietenii aflați la mare distanță și si familia. El se gândea la confortul și si ignoranța cu care a tratat situația periculoasă la care s-a expus singur și si se întreba dacă îi va vedea din nou vreodată pe cei dragi. În mod miraculos totuși, el a supraviețuit și în cea de-a doua noapte geroasă de iarnă aspră. A doua zi, după multe ore de chinuri groaznice în care s-a târât cu ajutorul celor trei membre sănătoase, dar epuizate la maxim, Jones a ajuns la pârâu și a umplut sticla cu apă, apoi a continuat să se târască de-a lungul malului către cel mai apropiat traseu montan sau șosea pe care și-o putea aminti atunci când s-a urcat pe vârful moldoveanu. De multe ori drumul său era blocat de traseul extrem și de fiecare dată a fost nevoit să se dezbrace de stratul superior de haine, să le arunce pe celălalt mal al părâului pentru a le păstra uscate și era nevoit să sară sau să înnoate în apa rece ca gheața pentru a depăși obstacolele care îi ieșeau în cale. Apoi s-a târât mai departe, însă calea i-a fost blocată de stâncile muntelui, forțându-l să repete același proces chinuitor. Jones era sigur că cea de-a treia noapte era și ultima pentru el. Simptomele hipotermiei s-au instalat și anume confuzie, somnolență, respirație superficială, puls slab și pierderea controlului membrelor. Mai rău nu-și mai simțea piciorul drept și totodată de-a lungul nopții a nins abundent. Deși la început părea ghinion pur, este posibil ca stratul de zăpadă căzut în timpul nopții să-l fi salvat pe Jones. El s-a trezit într-un cocon de zăpadă, ceea ce l-a ajutat să-și mențină temperatura corporală cu câteva grade mai caldă decât dacă ar fi stat, de exemplu, într-un iglu. Până în această zi, el crede că acest lucru l-a ajutat să nu moară din cauza hipotermiei în acea noapte. Pe măsură ce Jones și-a continuat coborârea de pe munte următoarea zi, ruta aleasă de el s-a blocat și a fost nevoit să intre în apa rece ca gheața pentru ultima dată. Înfometat, epuizat, tremurând și complet învins, el a simțit de parcă în de o veșnicie și a ajuns din nou în impas. Jones se afla în apă de 3 ore, însă a parcurs doar 100 de metri în not din cauza piciorului mort și a condiției slăbite. Știa că dacă petrece prea mult timp ud și înghețat, în cele din urmă va muri cu siguranță. El a reușit să iasă din apă încet și cu dureri groaznice, dar în acest timp și-a pierdut gheata dreaptă. Jones a început să halucineze pe măsură ce continua să coboare de pe munte, fiind convins că de fapt caută mâncare, mai exact după cum spune el, o prăjitură cu pandișpan și zmeură numită Victoria, o specialitate a mamei mele. Pe măsură ce halucinațiile se intensificau și a început să își imagineze desene animate din copilărie și alte priveliști bizare, Jones a decis să-și țină capul jos și să nu mai privească înainte, cu speranța că halucinațiile vor dispărea. În cele din urmă s-a uitat înainte și a respirat ușurat pentru că ajunsese la șosea, însă de acolo el mai avea mult timp de mers. Jones și-a improvizat o cârjă dintr-un băț robust găsit la marginea șoselei cu ajutorul căruia putea să se deplaseze mai ușor. Acum că a găsit semne de viață umană, avea moralul ridicat din nou, însă tot se afla la câțiva kilometri distanță de cel mai apropiat oraș, și anume Făgăraș, și cu siguranță la distanță mare de cel mai apropiat sat de la periferia muntelui. După aproximativ 3 kilometri, când John s-a ridicat privirea, a văzut o casă. Pe moment nu i-a venit să creadă ce vede. Pentru patru zile și trei nopți, el s-a târât pe muntele înghețat în căutare disperată după ajutor, însă fără să găsească vreo urmă de om. Brusc a descoperit o casă reală cu un om în interior care se uita la televizor. Jones a bătut la ușă cu teamă. Se temea că aspectul trupului său mutilat de condițiile extreme prin care a trecut îi va speria pe locuitorii casei. În cele din urmă a răspuns un om în vârstă care era alături de un tânăr robust. La început erau temători, însă odată ce au înțeles că starea lui Jones era critică, tânărul l-a purtat pe brațe în casa lor și si i-a oferit o băutură, mâncare și si un schimb de haine curate și si uscate. Bărbații au adus un băiat tânăr din sat pe nume Bogdan, care vorbea puțină engleză pentru a-i ajuta să le traducă. În acel moment, Jones a început să se simtă slab și si după sosirea lui Bogdan, când era pe punctul de a leșina, a cerut o ambulanță cu ultimele puteri. După ce a oprit la două spitale regionale care nici măcar nu aveau echipamentul necesar cu care medicii să îl trateze, Jones a fost transportat cu ambulanța pentru mai mult de trei ore până la spitalul clinic județean de urgență din Brașov, unde existau toate cele necesare. Dar, după cum spune și zicala, ghinionul nu vine niciodată singur. După ce a supraviețuit de unul singur în urma a doua avalanșe și a ajuns în mod miraculos la spital, ai crede că el a scăpat de chinurile groaznice, dar deocamdată nu se află în siguranță. Era înfometat, degerat la propriu și slăbit până la extrem. Chinurile groasnice la care a fost supus i-au lăsat urme adânci, dar el spera că în spital se va recupera rapid, apoi câteva zile mai târziu ceva s-a schimbat. Starea lui Jones a început să se deterioreze rapid, stresul calvarului prin care a trecut a făcut ravagii asupra organelor sale interne, unde cel mai grav afectat a fost stomacul. Din cauza stresului suportat, acidul i-a performat pereții stomacului și a intrat în contact cu alte organe interne vitale. Jones a intrat în in stare de șoc și si doctorii credeau că va muri. El își amintea chiar și si cum un membru al echipei medicale își cerea scuze mamei sale pentru că nu l-au putut salva imediat după ce a leșinat, însă fostul soldat mai avea un ultim as în mânecă. După ce doctorii i-au îndepărtat două treimi din stomac și duodenul, nu numai că s-a recuperat complet devenind suficient de stabil încât să se întoarcă în Marea Britanie după numai trei săptămâni petrecute în România, dar după câteva luni de terapie intensivă și ajutor din partea celor mai buni doctor-chirurgi, Jones, bărbatul despre care doctorii au prezis că nu va mai putea merge vreodată fără ajutor, s-a ridicat din patul de spital și a mers normal după numai doi ani de la accidentare. În prezent, duce un stil de viață foarte activ, antrenându-se intensiv ca ciclist. Experiența sa de supraviețuire pe vârful Moldoveanul urmărește zi de zi și, după spusele lui, mi-a deschis calea și mi-a oferit o nouă perspectivă a vieții. În acea zi rece de iarnă din România, Ken Jones a fost lovit de două valuri uriașe de ghinion sub forma unor avalanșe masive și mortale. Totuși, supraviețuirea sa incredibilă a devenit o poveste de inspirație a ceea ce pot realiza oamenii atunci când se confruntă cu imposibilul și un test suprem al rezistenței minții și corpului uman. Dacă v-a plăcut acest episod, avem și un videoclip despre incredibila supraviețuire a unui bărbat captiv sub apă pentru 3 zile pe doza de spațiu. Vă las un link în descriere. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!